Cartea zilei se numește De ce facem greșeli? De Joseph T. Hallinan. Ce vei avea de câștigat din această carte? Vei învăța cum să recunoști greșelile și să eviți să le faci pe viitor. Te-ai aflat vreodată în situația de a te lupta să-ți amintești propriul număr de telefon? Sau ai emis o judecată pripită despre cineva bazându-te doar pe culoarea cămășii? Este umilitor să realizezi cât de predispuși suntem la eroare. Deși suntem predispuși să ne vedem greșelile ca pe niște excepții individuale de la regulă, tendința noastră de a face greșeli este de fapt ceva cu care ne naștem, un rezultat al modului în care viața ne-a transformat. Așadar, în loc să ne dăm palme peste frunte și să ne blamăm neajunsurile personale, mai bine să ne uităm mai atent la mecanismele care ne determină să greșim și să le luăm în considerare. Este exact ceea ce face autorul Joseph Hallinan, laureat al premiului Pulitzer, în bestsellerul său Why We Make Mistakes, de ce facem greșeli. Debordând de informații valoroase despre motivele pentru care greșim, cartea este de asemenea o sumedenie, o colecție de sfaturi bune pentru a face față și a contracara predispoziția noastră la greșeală. În acest rezumat vei afla de ce controlorii de bagaje de la securitatea aeroportului nu observă 25% din toate armele de foc care sunt trecute prin contrabandă, de ce unul din patru oameni nu își poate aminti propriul număr de telefon, de ce multitasking-ul nu este atât de eficient pe cât se crede și, în sfârșit, de ce Burt Reynolds a lovit odată un tip care nu avea picioare. Înainte de a deveni celebru, Burt Reynolds a intrat într-un bar și a observat un bărbat cu umeri largi care îi hărțuia pe clienți. Reynolds i-a spus bărbatului să se oprească, dar fără niciun rezultat. În cele din urmă, Reynolds l-a lovit cu pumnul, dându-l jos. Atunci, Reynolds a observat că bărbatul, de fapt, nu avea picioare. Dar cum a putut să nu vadă asta? Lumea este incredibil de complexă, ne confruntăm în mod constant cu mult mai multe informații decât poate gestiona creierul nostru. În plus, există multe moduri diferite de a privi fiecare situație. O parte a problemei este că noi avem un câmp vizual care este literalmente limitat la 180 de grade, astfel încât în orice moment vedem doar jumătate din ceea ce este de văzut. Dar există și un aspect psihologic al problemei. O scenă va apărea diferit pentru o persoană decât pentru alta. De exemplu, atunci când observăm un eveniment, uneori ceea ce observăm este determinat de persoana cu care ne identificăm. De exemplu, atunci când privim un hoț de sex masculin furând poșeta unei femei, bărbații tind să se concentreze asupra hoțului, în timp ce, în general, femeile se concentrează asupra victimei de sex feminin. Un alt mod în care viziunea noastră asupra lumii este limitată este tendința noastră de a vedea doar ceea ce ne așteptăm să vedem acolo unde ne așteptăm să vedem. Ceea ce înseamnă că adesea nu reușim să observăm multe detalii, uneori esențiale. Chiar și profesioniștii experimentați sunt susceptibili la acest fenomen. Ratele de ratare sunt extrem de ridicate în profesiile care necesită ca oamenii să fie atenți la anumite obiecte neobișnuite, cum ar fi tumorile sau bombele. De exemplu, numărul pasagerilor de avion care încearcă să introducă ilegal arme de foc prin sistemul de securitate este de doar 1 la 1 milion. Prin urmare, cei care se ocupă de controlul bagajelor pur și simplu nu se așteaptă să găsească arme de foc în bagajele pasagerilor, iar procesul lor de control devine lax, ceea ce îi face să rateze un sfert din totalul armelor de foc. Și așa a fost posibil ca Burt Reynolds să nu observe faptul că bătăușul cu umeri largi nu avea picioare. Pur și simplu n-a putut să vadă ceea ce era chiar în fața ochilor săi. Un sondaj recent a arătat că un sfert dintre respondenții nu își puteau aminti propriul număr de telefon. De ce ne este atât de greu să ne amintim chiar și astfel de informații? Pentru că suntem mai pricepuți să ne amintim informații semnificative decât date abstracte. De exemplu, de obicei putem memora doar până la 7 elemente aleatorii la un moment dat. 7 numere în succesiune, să zicem. Cu toate acestea, dacă facem ca elementele să fie semnificative pentru noi înșine, le putem memora fără probleme.
De exemplu, încercați să memorați această secvență aleatorie de numere. 1, 4, 9, 2, 1, 7, 7, 6, 1, 9, 4, 5. Este dificil, nu? Acum încearcă să împarți secvența în 3 grupuri. 1, 4, 9, 2, 1, 7, 7, 6, 1, 9, 4, 5. Vei observa că acestea sunt date istorice importante. 1492 este călătoria lui Columb în America. 1776, declarația de independență și 1945, sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Astfel de asocieri semnificative ne vor permite să ne amintim, fără greșeală, secvența superficial aleatorie. Același lucru este valabil pentru orice informație pe care dorim să o reținem cu acuratețe. Un studiu a testat capacitatea oamenilor de a memora informațiile biografice despre persoane fictive și a constatat că elementele care au fost reținute cu acuratețe au fost cele pe care subiectii le-au considerat semnificative. De exemplu, le-a fost mai ușor să-și amintească locul de muncă al persoanei fictive decât numele acesteia. De ce sunt informațiile semnificative atât de ușor de reținut? Deoarece învățarea implicită, realizarea de conexiuni în creier și, în comparație cu datele globale, un șir de numere aleatorii, informațiile semnificative sunt procesate în mai multe zone ale creierului. Ne este mai ușor să ne amintim ocupația unei persoane, deoarece, pe măsură ce o învățăm, asociații vii ne sar în minte. Dacă vă aflați că cineva este brutar, vă vin în minte fără efort imagini cu un bărbat rotund îmbrăcat în alb care feliază o pâine proaspătă. Sau poate vă amintiți un raport recent despre numărul brutăriilor locale care au dat faliment în zona dumneavoastră. Pe măsură ce ocupația brutară declanșează astfel de asocieri, aceasta se conectează la mai multe părți ale creierului, ceea ce face mult mai ușor să fie reținută. Capacitatea noastră de a face judecăți rapide bazate pe aparențe a fost modelată de-a lungul istoriei. De exemplu, am putea decide dacă să mâncăm o banană doar pe baza culorii. Dacă e galben, o vom mânca, dacă este verde sau maro închis, nu. Deși această abilitate de a judeca foarte rapid folosind doar informații superficiale te ajută uneori, din păcate ne și determină adesea să facem greșeli. Chiar și factori aparent arbitrari, cum ar fi culoarea, ne pot modela judecățile și așteptările. Într-adevăr, echipele sportive a căror uniformă este neagră sunt percepute ca fiind mult mai agresive decât cele care poartă alte culori. De exemplu, atunci când două echipe de hockey, și anume Pittsburgh Penguins și Vancouver Canucks, au început să poarte uniforme negre, arbitrii au început să le trateze diferit, acordându-le mult mai multe minute de penalizare decât înainte. Fața umană este o altă influență puternică asupra judecăților noastre. Într-adevăr, avem tendința de a judeca rapid oamenii doar pe baza unor trăsături faciale subtile. În cadrul unui studiu în care oamenii au fost rugați să judece competența politică a unor candidați pe care nu-i cunoșteau, pe baza unei scurte priviri la fotografia negru ale fețelor acelor candidați, participanții au făcut judecata într-o secundă. Un alt studiu a arătat că participanții au perceput persoanele cu nasul larg și bărbia proeminentă ca fiind mai dominantă, iar persoanele cu fețele mai blânde și cu fruntea înaltă ca fiind mai demne de încredere. Desigur că ambele trăsături pot contribui, de exemplu, la alegerea unei persoane pentru o funcție. Mai mult, deseori suntem complet inconștienți de modul în care comportamentul nostru este determinat de percepțiile noastre. Să luăm ca exemplu simțul olfactiv. În cadrul unui experiment desfășurat într-un magazin de vânzare cu amănuntul, bărbații au cheltuit în medie $55 atunci când magazinul era parfumat cu parfumul masculin roz maroc, dar mai puțin de jumătate din această sumă atunci când a fost folosit parfumul mai feminin de vanilie. Comportamentul nostru în astfel de circunstanțe este adesea influențat în mare măsură de astfel de aspecte perceptuale fără să ne dăm seama. Atunci când parizienilor li s-a cerut să deseneze din memorie o hartă a orașului lor natal, aproape toți participanții au îndreptat râul Sena. De ce? Densitatea și complexitatea informațiilor din hărți le fac greu de memorat cu acuratețe. Pentru a remedia această problemă și pentru a ne ajuta să ne amintim rudele și locațiile,
Le simplificăm în mintea noastră prin modificarea anumitor detalii, cum ar fi îndreptarea curbelor, râurilor și a străzilor și redarea formelor neregulate și zdrențuite ca fiind simetrice și netede. Deși simplificarea hărților este pragmatică, aceasta are ca rezultat, de fapt, distorsionarea hărții în memoria noastră. Într-un experiment, studenților li s-au arătat două hărți ale unei zone pe care o cunoșteau. O hartă simplificată, dar greșită, și cea reală, exactă. Când li s-a cerut ulterior să aleagă harta pe care o credeau corectă, majoritatea studenților au ales harta distorsionată, deoarece aceasta corespundea cu propria lor hartă mentală. Dar hărțile nu sunt singurele lucruri pe care le simplificăm. Ori de câte ori povestim o poveste complexă care ar putea avea unele contradicții în ea, avem tendința de a o simplifica pentru a o face mai coerentă. Imaginați-vă că un prieten vă spune o poveste amuzantă despre cum a căzut într-un râu. El vă va spune că în timp ce se afla în râu, a pierdut perechea de pantaloni scumpi pe care o cumpărase în Praga, dar că a găsit și o stridie cu o perlă mare în ea. Povestea are ca finalitate faptul că nu putea să părăsească apa pe jumătate dezbrăcat, dar nici nu voia să pară că a căzut în apă din greșeală, așa că s-a prefăcut că a sărit în râu intenționat. Dacă ar fi să povestiți această poveste altora, probabil că veți face câteva modificări. Probabil că ați tăia detaliile care par inutile, cum ar fi costul și originea pantalonilor prietenului dumneavoastră. De asemenea, probabil că ați simplifica narațiunea, eliminând informațiile care nu par să se potrivească. Poate că ați alege să omiteți partea despre stridie, deoarece este foarte puțin probabil să găsiți o stridie în apă dulce. V-ați întrebat vreodată cum reușesc interpreții să traducă conversații rapide între oameni într-o fracțiune de secundă? Răspunsul este că interpreții nu așteaptă până când fiecare propoziție este finalizată, ci recunosc tiparele din momentul în care sunt rostite primele cuvinte. Acest lucru îl permite să completeze foarte repede orice frază dată. Totuși, această abilitate nu se limitează la interpreți. Atunci când cineva este competent într-o anumită abilitate, procesează informațiile exact în același mod. Caută indicii pentru modele, tipare, familiare. Astfel de modele previzibile se găsesc în multe domenii, cum ar fi muzica și limbile străine. De obicei, sub forma unor convenții, cum ar fi reguli și fraze comune. Odată ce dobândim sau învățăm aceste reguli și fraze, vom începe să observăm tipare mai degrabă decât detalii individuale. De exemplu, atunci când citim un text, scanăm începuturile cuvintelor și propozițiilor mai degrabă decât să ne concentrăm asupra fiecărei litere a fiecărui cuvânt. Acest lucru se datorează faptului că începuturile conțin adesea indicii pentru modelele care urmează. De exemplu, cuvintele a fost odată ca niciodată, de la începutul unei povești, indică faptul că urmează să se spună un bazm. Dacă vă uitați la indicii în acest fel, putem, si desigur, economisi mult timp și efort. Dar există și un dezavantaj. Dependența de indicii, de tipare, duce adesea la greșeli. De exemplu, timp de zeci de ani, majoritatea edițiilor de partituri ale lui Brahms conțineau o anumită greșeală de tipar. De-a lungul anilor, niciun muzician competent nu a cântat vreodată și nici măcar n-a observat nota greșită, până când un student, la pian, nepriceput, a interpretat piesa notă cu notă. Cu toate acestea, chiar și după ce a fost descoperită greșeala, pianiștii pricepuți au avut probleme în a găsi această greșeală, deoarece se obișnuiseră să caute mai degrabă modele și fraze muzicale decât note individuale. Așadar, în timp ce căutarea tiparelor, în loc de atenția la detalii, poate fi foarte eficientă, este de asemenea unul dintre motivele pentru care facem greșeli. Există cineva în viața ta care insistă mereu că știa exact cum vor decurge lucrurile? Tendința oamenilor de a înfrumusețea și de a distorsiona trecutul pentru a se arăta într-o lumină mai pozitivă se manifestă în diverse moduri eronate. Unul dintre acestea este că ne amintim sistematic greșit previziunile noastre inițiale. După ce aflăm cum a decurs de fapt un eveniment, avem tendința de a ne convinge că am știut de la bun început, modificându-ne inconștient predicțiile inițiale pentru a ne alinia la rezultatul real. În anii 1970, un grup de studenți a fost rugat să prezică consecințele vizitelor președintelui Nixon în Uniunea Sovietică și în China. După vizitele lui Nixon, aceiași studenți au fost rugați periodic să-și amintească predicțiile inițiale și dacă au crezut că ceea ce au prezis s-a întâmplat de fapt. Care a fost rezultatul?
Studenții și-au amintit greșit predicțiile inițiale într-un mod care le-a făcut mai exacte. Exagerarea succeselor noastre din trecut este un alt mod în care distorsionăm trecutul. Într-un studiu în care studenților li s-a cerut să-și amintească notele din liceu, cercetătorii au descoperit că toți studenții și-au exagerat foarte mult realizările din trecut. Unul dintre motivele pentru care modificăm faptele din istoria noastră este faptul că ne judecăm trecutul în conformitate cu convențiile și așteptările sociale. De exemplu, atunci când bărbații și femeile au fost rugați să estimeze numărul de parteneri sexuali pe care i-au avut de-a lungul vieții lor, toți au raportat cifre corespunzătoare stereotipurilor de gen. Cu alte cuvinte, în timp ce bărbații au raportat că au avut mulți parteneri sexuali, femeile au raportat că au avut doar câțiva. Răspunsurile celor intervievați s-au aliniat în mod clar la aceste stereotipuri. Ei nu și-au amintit trecutul real, ci o versiune, în mare măsură, exagerată a acestuia. Este important de subliniat totuși că exagerările lor nu au fost probabil intenționate, deoarece li s-au pus alte întrebări la fel de delicate și intime la care au răspuns cu sinceritate. Ori de câte ori avem o mulțime de sarcini de făcut în foarte puțin timp, apelăm adesea la multitasking. Și de ce nu? Pe hârtie, multitasking-ul pare a fi singura modalitate de a face totul la timp. Dar este de fapt posibil să efectuăm diferite sarcini în același timp? Ori de câte ori credem că facem mai multe activități în același timp, de fapt nu facem decât să ne schimbăm atenția de la o sarcină la alta. Creierul nostru pur și simplu nu ne permite să luăm mai mult de o decizie conștientă odată. Singurul mod în care suntem capabili să realizăm mai mult de o sarcină complexă simultan este dacă doar una dintre ele necesită atenția noastră conștientă. Din nou, nu există multe sarcini complexe pe care le putem îndeplini în mod automat. Așa că trecem de la o sarcină la alta, schimbându-ne atenția între ele. De la utilizarea unui smartphone, la citirea unui articol, la planificarea cinei de seară. Principala problemă cu comutarea atenției este că are un cost. Creierul încetinește atunci când încercăm să îndeplinim mai multe sarcini diferite în același timp. Acest lucru se datorează faptului că nu numai că trebuie să se ocupe de sarcinile în sine, dar trebuie de asemenea să prioritizeze și să gestioneze sarcinile concurente și potențialele distrageri. În plus, de fiecare dată când ne schimbăm concentrarea de la o sarcină la alta, creierul are nevoie de ceva timp și efort pentru a se adapta. Gândiți-vă, de exemplu, să reveniți la o sarcină complexă cum ar fi să vă faceți contabilitatea după ce v-ați verificat e-mail-ul. Dar acest tip de multitasking nu este solicitant doar pentru creier, este de asemenea potențial periculos. Unele sarcini necesită atât de mult din atenția noastră conștientă, cum ar fi manevrarea în siguranță a unei mașini în traficul aglomerat, încât încercarea de a îndeplini simultan alte sarcini utilizează resurse mentale prețioase. Chiar și efectuarea unei alte sarcini aparent simple în același timp cu condusul, de exemplu, introducerea unei adrese în sistemul GPS poate fi foarte periculoasă. Într-adevăr, 78% din toate accidentele auto sunt cauzate de neatenția momentană a șoferului. Imaginați-vă că intenționați să vă înscrieți la o sală de sport unde vi se prezintă diferite opțiuni de abonament. Contract anual, abonament lunar și opțiunea de plată în funcție de utilizare. Pe care dintre ele ați alege-o? Dacă sunteți ca majoritatea oamenilor, ați alege unul dintre contractele pe termen mai lung și ați sfârși prin a plăti prea mult. La fel ca aproape toată lumea, ați supraestima cât de disciplinat veți fi în ceea ce privește respectarea regimului de exerciții fizice. Acest lucru se datorează faptului că avem tendința de a crede că suntem mult mai buni decât media oamenilor în orice abilitate sau domeniu. De exemplu, dietele de slăbire sunt cunoscute pentru rata lor scăzută de succes. Însă aproape toți cei care țin diete vă vor spune că împotriva tuturor șanselor vor triumfa. Această tendință a fost observată în multe studii diferite. Într-un studiu, subiecții au fost rugați să-și estimeze susceptibilitatea la prejudecăți în comparație cu publicul larg. După cum s-a dovedit, majoritatea subiecților credeau că sunt deosebit de rezistenți la astfel de prejudecăți. Un alt experiment a arătat că uneori oamenii cred că pot prezice rezultatul unei serii de aruncări cu banul. Câtorva dintre ei li s-a spus în mod fals că primele lor presupuneri au fost corecte și în cele din urmă acești participanți au crezut
că au capacitatea de a prezice cu exactitate momentul în care aruncarea va avea ca rezultat cap sau pajură. În general însă, este mai probabil ca bărbații să-și supraestimeze abilitățile decât femeile. Ei cred că sunt mai inteligenți și mai atractivi din punct de vedere fizic decât femeile. De asemenea, sunt mai predispuși să uite în mod convenabil un eșec sau o greșeală înainte ca aceasta să aibă șanse de a le afecta stima de sine. Și atunci când bărbații trebuie să dea un test, sunt mult mai siguri pe ei înșiși că vor avea performanțe bune în comparație cu femeile, în ciuda faptului că studentele femei obțin în general note mai bune. Așadar, acum că suntem conștienți de faptul că multe dintre greșelile pe care le facem provin mai degrabă din probleme comune și previzibile ale gândirii decât din defecțiuni individuale și aleatorii, putem folosi aceste informații pentru a ne ajuta să evităm aceste greșeli. Cum? În primul rând, fiind atenți la acele detalii banale care tind să ne denatureze judecata. Uneori este esențial ca procesul de luare a deciziilor să fie complet rațional, cum ar fi atunci când trebuie să votăm pentru candidatul politic potrivit. În astfel de cazuri este important să fii atent la ceea ce te-ar putea face să fii părtinitor. De exemplu, ai putea observa că preferi un anumit candidat pentru că arată ca o vedetă de la Hollywood, ceea ce știi că nu este un indiciu al competenței sale politice. Observându-ne prejudecățile, am putea fi stimulați să ne documentăm corespunzător asupra ambilor candidați și să le examinăm politicile și ideologiile. Acest lucru ne-ar ajuta să luăm cea mai informată și rațională decizie posibilă. În al doilea rând, putem evita să facem greșeli dacă suntem conștienți că avem tendința de a ne supraestima capacitatea de a prezice evenimentele viitoare. Această cunoaștere ne poate îndemna să aflăm exact cât de precise sunt predicțiile noastre, probabil că rata de succes este mult mai slabă decât am crezut inițial. O modalitate ușoară de a obține un astfel de feedback este să ne notăm predicțiile, de exemplu, când alegem în ce acțiuni să investim pe bursă și să notăm factorii pe care se bazează aceste predicții. Mai târziu, când ne comparăm previziunile cu rezultatul real, vom obține un feedback care ne poate îmbunătăți previziunile pe termen lung. Și bineînțeles, faptul că vom afla despre inexactitatea previziunilor noastre ne poate ajuta să evităm luarea unor decizii riscante în mod prematur. Astfel, conștientizarea tendinței noastre de a lua decizii impulsive și cunoașterea factorilor care ne pot denatura judecata ne permit să observăm situațiile în care de obicei facem greșeli. Mesajul cheie al acestei cărți este că multe dintre greșelile pe care le facem nu izvorăsc dintr-o defecțiune individuală, ci sunt direct legate de modul în care noi, ființele umane, gândim și percepem lumea. Învățând să ne recunoaștem propria predispoziție la eroare, o putem contracara și putem evita să comitem greșeli în viitor. Un sfat practic ar fi să faci o listă de verificare, checklist. Data viitoare, când planifici o călătorie importantă, fă o listă de verificare. Cu toții avem tendința de a fi prea încrezători în amintirile noastre, dar uneori, doar scriind toate punctele vitale, ne putem asigura că nu ajungem la graniță fără pașaport. Un al doilea sfat ar fi să ne limităm cercetările. Data viitoare, când vă surprindeți că faceți prea multe cercetări, amintiți-vă că prea multe informații ne pot împiedica să luăm o decizie bună. Atunci când creierul este inundat de date, acesta încetinește și nu mai face diferența între faptele importante și cele banale. Thank you.